controversele care au planat în jurul Alinei încă de la începutul competiției își pot găsi expresia într-un dialog mai aparte cu Emil. Da, unde stăteați atunci, în momentul în care... La vasul lui. A, la stătea și v-ați mutat unde? De acasă, la bunicii mei, la tata acasă, la... În fine, într-adevăr, n-a fost o idee bună, pentru că aici au existat probleme. El se îmbăta, am asistat la niște bătăi, da. Adică, la modul ăla urât. Nu o palmă, două. Dădea și în voi sau doar? Nu mi-amintesc, poate eram prea mic, n-am dat importanță dacă s-a întâmplat, dar nu cred că s-a întâmplat. Ce mi-amintesc eu, la 4 ani ai mei, mi-amintesc de bătăile astea. Plecau de la gelozii sau de la... Nu, de la neînțelegeri, nu mai știu exact ce se întâmpla, dar în momentul în care... O persoană are chestia asta, că de asta sunt eu așa temătoare. Adică îți caută nod în papură din orice, nu trebuie să faci ceva ca să... Pur și simplu, dacă așa e, nu ai ce să faci. Adică dacă, nici dacă n-ai făcut nimic, nu cred. Da, să te trezești. Da. Bineînțeles, poate existau certuri ca în fiecare familie, îmi imaginez, știi? Au fost niște discuții că el plecase, dar nu vreau să intru prea mult în detalii. Venea acasă beat și ea știa deja la ce să se aștepte, știi? Mi-amintesc o scenă când mamica îmi spusese: vezi că dacă vine și mă lovește, eu mă prefac că leșin ca să nu mă mai lovească. Dar ea se aștepta deja că și-a bătaia atât de groaznică încât să cadă pe jos, da. Și ca să nu mă sperie pe mine, să nu intru eu în panică, să cred eu că totul e ok, știi? Și că e doar un act turcesc, da. Așa. Da, mi-amintesc că așa s-a și întâmplat, știi? Stai seama, copil de 4 ani, te panichezi. Între... Da, normal. Altă scenă mi-amintesc când eu dormeam cu fratele meu într-o altă cameră. Și ne-am trezit pe la 1 noaptea, când auzeam că o lovea, auzeam mai lovituri. Și mi-am amintesc cum eu și fratele meu strigam să o lase în pace și am început să plângem. Și ne-am dus la ușă și țipam. Trebuia să plece din momentul în care a văzut că... A plecat, s-au despărțit, dar gândește-te că și ea era cu copii. Da. Se despărțiseră odată. Când s-au reîmpăcat, bunicii mei, adică mama și tatăl ei, i-au zis: vezi că nu e ok ce faci. Da, și s-au certat probabil cu ei. N-a fost neapărat o ceartă, dar oricum nu le-a picat bine. Da. Și ea probabil ținea cu, din răsputeri, să nu mai ajungă din nou la despărțire, mai ales că toată lumea... Pe atunci, îți dai seama, 20-30 de ani în urmă, te judecau altfel. Da, te puneau la zid. Da, bine, când s-au despărțit tot așa cu probleme, că au existat... Da, s-a întâmplat ceva mai grav de atât, adică gen amenințări sau din astea? Păi ce amenințări? Că își lua bătaie și i-a picat... I-au picat câțiva dinți și ochii umflați cu săptămânile, ce amenințări, adică ce, să o amenințe cu o moară, ce să-i zică mai mult. Da, păi, probabil nu mai avea mult să ajunge și la el. Ei, Doamne! Nu, adică nu știi cum reacționează omul, știi? Mă gândesc în momentul în care afli că te desparți de persoana, adică te desparți, știi? Păi tocmai că nu, n-a făcut greșeala asta, când a plecat pe ascuns. A, păi de asta zic, adică nu a făcut-o la, în momentul în care a fost bătută și gata, a zis, nu, eu nu mai stau. N-avea cum. Ei s-au despărțit când maica mea a pierdut un copil, era însărcinată. Asta e o altă fază pe care nu prea povestesc, așa că... Și plus că asta n-a fost tot. S-au despărțit atunci după bătăi. Și maica mea, ce crezi, s-a recăsătorit. O persoană care inițial a venit cu sticla cu suc.
zicând că nu bea. Și apoi, într-adevăr, avea probleme cu alcoolul. Bea în fiecare zi și se certau de fiecare dată. Mai încerca să ridice mâna la ea, dar eram noi mai mari, era fratele meu care avea 16 ani. Da. Și tot timpul eram, dacă găteam, ajungea acasă, zbura ciorba, o arunca din casă în curte. Deci mâncare. Că nu, zicea că nu-i place sau nu, că nu-i place, nu, și că se certau, așa, se certau, da, și arunca mâncarea, lucruri. La un moment dat, atunci a fost groaznic, se certau și el, nu știu, avea, lucra cu ceva, nu știu ce făcea în curte, și-a aruncat cu un ciocan micuț. Ok. Dar i-a trecut așa, pe la ureche. Mama ta. Tu îți dai seama? Înțeleg. În momentul ăla, mamica a pus stop, că tu îți dai seama. Mamă, că te-a tras mama ta la viață. Da, îmi imaginez că nu ai avut o copilărie ușoară și că toate lucrurile astea cumva își pun amprenta pe viața ta de adult acum. Dar trebuie să mergi un pic pe încredere, pe flerul tău, știi? Că până la urmă nu toți sunt așa. Știu, dar bărbații asta îmi face să cu care ai crescut, analizez mult mai mult, să fiu mult mai atentă la tot felul de detalii. Și mult mai rezervat, mai, adică mult mai calculat în pași. Pe de altă parte, tocmai din prea multă analiză, știu, sunt conștientă că posibil s-ar putea, că, da. E posibil să pierzi un om chiar bun, care să n-aibă nicio vină că tu porți. Astea, lucrurile astea, Alina, se vindecă prin terapie. Și acum, uite, dincolo de emisiunea asta, eu te sfătuiesc să mergi și să faci terapie. Pentru că sunt niște demoni din copilăria ta cu care o să te lupți toată viața dacă nu reușești să te liniștești un pic. Nu știu dacă e cazul de terapie, pur și simplu. Ba da, dar ascultă-mă, persoană, știi cum i-am mai spus eu? Lui Liviu, așa cum te doare măseaua și te duci la stomatolog, atunci când ai o problemă la suflet, a sufletului, te duci la psiholog. Știu că există prejudecata asta, aoleu, nu mă duc eu la nu știu ce, dar nici nu știi ce bine o să-ți facă. Da, eu consider în continuare, e posibil să mă ajute și asta, dar oricum nu schimbă niciodată percepția mea și nu, nu știu cum să spun. Indiferent care va fi situația, voi analiza în continuare că așa sunt. Da, așa asta, am crescut. Asta da, asta da, dar s-ar putea să te înveți un pic pe tine niște lucruri, să descoperi niște lucruri, să-ți vină mai ușor să faci alegerile în viață, știi? Da.